vorba despre o agresivitate de o intensitate maximă. Forța cu care a lovit ușa aproape că a scos-o din sân. Ce anume putea să determine această agresivitate? Nu ajung la un răspuns decât legat de o tulburare de tip antisocial extrem de profundă. Le-a agresat inițial cu un făcăles pe care l-a găsit în spatele ușii, la intrarea în hol. Văzând afecțiunile de care au suferit victimele, inclusiv umanitatea acelui individ, o punem sub semnul întrebării. Nu am mai văzut acele persoane ca ființe umane, ci ca obiecte deținătoare de bani, a încercat să le stimuleze, să le lovească pentru a obține de la ele tot ce femeile agonisiseră. Apoi le-a tras jos din pat și lovindu-le și cu alte corpuri contundente, inclusiv lemne de foc, picioare, pumni. Le-a lăsat într-o situație incredibilă. Au agonizat. Acest lucru a rezultat și la cercetare la fața locului, având în vedere faptul că pe pardoseala unde au fost găsite s-au observat urme de mișcare, târâre. Au încercat să se mai miște. Da. Erau aici, în mijlocul camerei, căzute jos, lângă pat. Era răvășită. Era răvășită toată camera când se lupta cu ele. Aici era o baltă de sânge, ele erau aici, aici la morgă. La morgă nu le-am mai cunoscut, dacă mă credeți. Numai după mâini și după picioare le-am cunoscut. Și alea că erau bolnave, nu că... Au fost bătute, na. Nu s-o mai cunoaște, domnule. Printre altele, la cercetarea la fața locului, am identificat și o geantă. În poșeta respectivă mai exista o sumă de bani învelită într-o pungă de pâine și am constatat că toate sumele de bani pe care le aveau cele două femei erau învelite în felul acesta. A fost găsită o sumă impresionantă la domiciliu, ascuns în diverse locuri, circa 1,5 miliarde de lei vechi. Numai a treia, a patra zi am aflat că ele au avut o grămadă de bani. Eu n-am știut, nici până cam nu mi-a trecut că ele au atâta putere de bani. Balomir este un sat liniștit din județul Hunedoara, sat în care trăiesc aproximativ 400 de oameni. Rata infracționalității pe aceste meleaguri a fost dintotdeauna extrem de scăzută. Tocmai de aceea, locuitorii de aici au fost pur și simplu șocați la aflarea veștii că două surori, pe care le cunoșteau foarte bine, au fost găsite decedate în propria locuință. Este vorba de două surori, femei în vârstă, persoane cu dizabilități. Ele locuiau într-o zonă relativ izolată. Deși erau vizitate de anumiți localnici, chiar și de persoane din străinătate, era cunoscut faptul că cele două surori aveau o confesiune religioasă diferită de ritul ortodox. Se deplasau foarte, foarte greu. Aveau picioarele, propriu-zis, într-o poziție nefirească. Ele nu puteau să aprindă, să pornească sistemul de iluminat, decât cu ajutorul cârjelor. Se deplasau extrem de greu. Tu fusesei vreodată în curtea celor femei? Am fost, cred că, în urmă cu ceva ani. Bunica mea le-a tăiat
na, de Crăciun au tăiat porc, nu știu ce, și m-a chemat să-i duc o, din aia de făcut, o mașină pentru făcut carne. Atunci am fost. Tu ce ai făcut în seara respectivă sau în ziua respectivă? Nu mai țin exact minte, deja e foarte mult timp de atunci și... Dar în seara respectivă știu sigur că am fost acasă, lucru care este confirmat și de părinții mei, fratele meu, bunicii mei. În noaptea în care el a fost acuzat că a comis fapta respectivă, a dormit acasă? Categoric, da. Până dimineața, soare! Hai, trezește-te! Ce faci? Ești bine? Am căzut aseară pe scări. Și te doare rău? Da. La un dintre picioare, șchiopăta. El invoca faptul că o seară anterior dormea, avea camera lui și, fiind la țară, se încălzeau cu o sobă pe lemn. Cărând lemnele pe scări, i-a căzut un lemn pe picior și din cauza aia șchiopăta. Ulterior s-a dovedit în urma expertizei medico-legale că leziunea pe care o avea la picior a fost provocată ca urmare a unei mișcări de lovire cu piciorul. Nici de cum un accident casnic cum ar fi invocat el. Auzi? Dar noi mai mergem la petrecere de seară? Ca să știu ce rochie să-mi iau. Mergem, cum să nu mergem? Dar avem bani? Că dacă n-avem bani, eu nu merg să mă uit ca Miloaga la ceilalți cum mănâncă și cum beau. O să fim cei mai tari de la petrecere, da? Hai să vezi. Dar de unde avem bani? Asta nu trebuie să te preocupe pe tine. Da? Tu trebuie să fii frumoasă, da? Mă duc să văd ce rochie să-mi iau. Dacă nu găsesc nimic în dulap, îți dai seama că o să vorbesc cu sora mea, că știi câte are ea. A venit, copilul s-a jucat, că era tânăr, avea 20 de ani și orice tânăr să joacă. Aveam aici, la nivelul terasei de aici, deasupra ușii, aveam o placă din beton. Când cobora scările de aici, s-a agățat de ea și sărea. Și și-a făcut o... și-a sucit piciorul cumva la călcâi. Avea o leziune la călcâi. Expertiza medico-legală a demonstrat faptul că a fost vorba de o leziune creată mai degrabă prin lovirea unui corp, nu într-un accident casnic. A fost la medic? Da, da. Data prezentării la medic coincidea cu perioada în care a fost comisă fapta? Da, da, așa este. Cam la ce perioadă de la comiterea faptei a fost identificat el? În jur de 2 săptămâni. Făcea cheltuieli nejustificate, având în vedere veniturile sale. Respectiv și-a achiziționat pentru tatăl prietenei o drujbă, a achiziționat 2 telefoane mobile destul de scumpe, noi, de la magazin, și-a cumpărat și o mașină cu 4.000 de lei, un Audi, și într-adevăr, la perchizițiile domiciliare efectuate, am identificat anumite elemente care ne-au ajutat să, în continuare să-l putem audia și să stabilim că este într-adevăr autor. Autorul, înainte de comiterea faptei, era cunoscut având o condiție materială relativ modestă. Ulterior, după comiterea faptei, acesta și-a achiziționat un autoturism, a început să frecventeze anumite localuri unde cântau cântăreții de manele. Și pentru concubina lui și pentru el, bineînțeles, a comandat așa zisele dedicații muzicale, plătind sume pentru zona respectivă importante de bani. Hey! Hey! Hey!
Autorul nostru la sărbătorirea zilei prietenei sale, ce a avut-o la un local din zonă, a făcut dedicații numeroase și a plătit sume importante de bani din banii sustrași de la victime. Bine, dedicație specială! Pentru Roxana de la Dan! Pentru Roxana de la Dan! Să dedicație specială! Pentru Roxana! Pentru Roxana! De la Dan să știe! Se iasă și Roxana la Dan! Pe 20 s-a făcut fapta și în 20 a fost ziua prietenii mei, de pe atunci. I-ai făcut un cadou? Da, i-am făcut un cadou. Și acum urmează o surpriză specială pentru Roxana. Doar fără număr pentru Roxana! O cerere de căsătorie! Inelul acela pentru ce i l-ai oferit? L-ai considerat inel de logodnă? Cumva. Cumva, da. Pentru că era și un fel de... era verighetă, inel. Și de genul. Și era de ziua ei de naștere, da. În dosar scrie că abia a doua zi după faptă ai cumpărat, după ce a fost comisă fapta, ai cumpărat inelul respectiv. Da, e adevărat. A doua zi sau a treia zi ai cumpărat și mașina, și drujba, și telefoanele. Da, adevărat. S-a făcut cumva un raport de cauzalitate, să zic, între lucrurile care le-am cumpărat eu și faptele respective ce s-au făcut, cumva s-a făcut o interpretare, să zic. Mai din pasă și orice, lumea poate să te vadă. Pentru noi! Cred că pe lângă această tulburare de personalitate de tip antisocial, asistăm cumva la o nevoie fundamentală a lui de a deveni valoros. Când dansează, se distrează, se distrează toată lumea, de băul la toată lumea. Când dansează, se distrează, iau ce spune, de băul la toată lumea. La toată lumea e și local. Și când spun acest lucru, mă refer la relația incipientă pe care o avea cu tânăra domniță și la faptul că nu era apreciat de familia acesteia. Și în contextul în care a făcut rost de bani, a încercat cumva să-și îmbunătățească ratingul, să dețină o mașină, să schimbe telefoanele, să-și plătească datoriile, încercând cumva să devină ceea ce, cel mai probabil, părinții fetei doreau pentru fiica lor. Asta ne arată că, totuși, această femeie era destul de importantă pentru el și faptul că a cumpărat un inel imediat ce a intrat în posesia banilor indică, cumva, o serioasă tendință spre o relație ceva de mai lungă durată. Nu pleacă nimeni până dimineață! Nu pleacă nimeni până dimineață, iau ce spune Dan! Toată lumea vrea și să distreze! Din partea lui Dan să știe! Ce alte bunuri ți-ai achiziționat a doua și a treia zi după ce a fost comisă fapta acolo? Da. Am achiziționat, am luat prietenei de ziua ei un inel. Un inel? Două telefoane. Mașină. Și cred că am luat o drojbă socrului meu. Distracție la maximă seara asta! Nici o grijă! Plătește Dan în seara asta! O de la Dan, mulțumim frumos! Ai avut vreodată cont la vreo bancă? Da. Când? De prin 2014 aveam cont la bancă. Dar nu, am avut banii care am avut cash. Nu i-ai scos de pe card sau din contul tău? Nu, erau bani cash. Și aveai bani pe contul respectiv? Nu. Nu. Doar contul aveai? Doar contul. Contul gol? Da.
Nici nu de la preșcolar, când am o bani cu sudar. Dar avem rog și dolari și băieții cei mai tari. Ce? Sunt fericită. Și să știi că și ai mei sunt foarte fericiți. Cu părinții ei cum te înțelegeai? Bine. Înțelegeam bine. Cum a reacționat tatăl ei când i-ai făcut cadou drujba respectivă? Nu știu să vă zic, na, ce reacție a avut. Vă dați seama, probabil a fost bucuros, nu? Erau destul de... De ce i-ai făcut cadou ăla? Era nevoie, nu era neapărat un cadou. Era nevoie, dacă stăteam acolo, era nevoie, că nu aveam cu ce să tăiem lemne. Era destul de greu traiul la el, acolo. Tata a început deja să taie lemne cu drujba. Și mama s-a dus la amanesă și a înapoi toate bijuteriile. Că știi cât ținea la ele. Păi... Și ei sunt familia mea, nu? Din suma sustrasă de la victime, autorul și-a achitat și o parte, o datorie pe care o avea la localul, la barul unde lucrase anterior și de unde a fost dat afară pentru că sustrăsese o sumă de bani, gen 800 și ceva de lei. Iar acesta și-a achitat datoria față de proprietarul barului, aspecte confirmate de acesta, din urmă. Îmi spuneai că ai lucrat în bar. Da, în oraș, în Hatăi. Ai avut probleme acolo? Au fost niște probleme care consider eu că nu prea sunt probleme. Au fost niște probleme în sensul că am ieșit de câteva ori minus pe gestiunea respectivă. Ieșeam minus toți colegii care eram. Adică eram 3, 2, ieșeam minus tot timpul. No, dar nu au fost probleme, nu au fost discuții, nu au fost absolut. Păi, mai lucrai acolo sau te-au dat afară? Nu, am plecat eu de acolo. Ai plecat? Am plecat și aveai o datorie acolo? Da, aveam o datorie. Ce sumă? Nu mai țin minte exact. În dosar spune ceva de 900 și ceva de lei. Da, probabil, ceva de genul. Oh, să treci, patrane! Hai să treci, Dani. Dar ce ești așa bine îmbrăcat? Tensori? Băi, să știi că da. Bravo, felicitări. Da, mersi, dar nu de asta am venit. Da? Am venit să-ți aduc datoria aia, care o aveam la tine. Bravo, foarte bine. Ia. Păstrează restul. Dar de unde ai toate bani într-o dată așa? Mi-a trimis ieri maică-mea din Germania, ci că să-mi plătesc datoriile. Bravo, e bine că-ți plătești datoriile la tine. Suntem bine, da? Foarte bine. Hai. Am baftă, să-ți intre speciala. Să fii. Ți-ai achitat datoria respectivă? Da. Când? Da, după ce s-a făcut fapt. La cât timp? La, nu știu, 3 zile, ceva de genul. La 3 zile. Deci, după comiterea faptei, eu fac o enumerare, nu fac sigur. O acuză. Nicio problemă. După comiterea faptei, îi cumperi inel prietenii, îți cumperi mașină, da. Cumperi telefoane, îi cumperi drujbă tatălui prietenei și îți achiziți și datoria. Datoria de când data? Datoria, cred că din luna noiembrie, de eu deja plecasem în noiembrie și nu prea... Da. Nu au fost discuții cu privitor la această datorie, care ziceți. Știați că acolo unde a lucrat, a plecat și a luat niște bani? Și îl figura cu o datorie? Avea o datorie de 500 de lei. A doua sau a treia zi după ce a fost comisă fapta, el s-a dus și și-a achitat... Da. Acea datorie, exact atunci. Dar nu, asta nu ar fi trebuit să trezească o suspiciune. Eu pentru că un om care nu ai nimic de ascuns, domnule, plătești datoria care o ai când vrei și când ai. Adică din ce motiv să fie suspect pentru asta? Amici de lui din sat și nu numai, au observat schimbarea aceasta majoră din comportamentul lui, dar nu au avut curaj să anunțe aceste aspecte poliției. Cel mai probabil că îi cunoșteau comportamentul extrem de agresiv și faptul că nu aveau suficiente date li s-a părut cumva doar la nivel de bănuial. Dar eu cred că la vârsta lui cel puțin era considerat un individ periculos. Ai auzit, mă, că au murit surorile?
era bănuit de un dublu asasinat. În context în care toți ceilalți, de regulă, au o reținere în a face afirmații. Îl caută ăștia prin toată comuna. Nimeni nu știe cine e. Nu știe. Ce vrei să zici, mă? Tu l-ai văzut pe Dan că și-a luat mașină nouă? Fuși, mă, de aici, mă. Bă, ăsta n-are bani după ce bea apă. Ce ai? Și acum două zile, ca să vezi, acum două zile, a dat toată noaptea dedicații pe bani pentru gagica sa, pentru iubita lui. Dar unde are, mă, ăsta bani? Ce ai? Evident că în cele din urmă apare o persoană cu curaj și cu responsabilitate care semnalează instituțiilor de aplicare a legii existența acestor diferențe financiare și că dintr-o dată unul care nu avea două țigări în buzunar cumpără mașină, telefoane și îi schimbă nivelul de trai. Aceste lucruri nu pot dedicații trece. contra cost. Aceste lucruri nu pot trece cu vedere, nu pot fi trecute cu vederea și evident că toată lumea își pune întrebarea de unde are acest individ bani, pentru că, așa cum bine știm amândoi, nu se angajase între timp. Da, întâi de aici. Să treci. Hai, pe gât. Bă, dar nu mai vine ăsta odată. Păi de ce nu o sun, dragă? E, că se mocăie, de-aia. Așa face mereu. Bani, eu am avut bani strâns și am fost înscris la școala de șoferi. Am dat de vreo 3 ori examenul, nu l-am luat. Și am considerat că, probabil, dacă o să-mi iau o mașină, o să mă motiveze mai tare, o să pot să iau permisul. De aceea ți-ai cumpărat și mașină, tot în acele 2-3 zile. Exact, exact. N-au fost, a fost o cheltuială de 10.000 de lei. Altă sună. Pariu? Pariu că zice că întârzie. Ce faci, frate? Mă pui să aștept atât, ai nebunit? Ei, Dane, am auzit ceva și am zis să te avertizez. Ce, mă? Frate, vezi că cică-s polițaie cu ochii pe tine, mă. Păi de ce, mă? Ai și tu grijă, fratele meu, că nu e de bine. Ce anume, frate? Vorbește lumea, că ți-ai luat mașină, că dai bani pe la petreceri, că pe la lăutari, chestii de-astea. Ai și tu grijă, bă, frate. Bine, bine, frate, bine. Hai, mersi, mersi. Hai, ne auzim. Hai, pa, pa. S-a întâmplat ceva? Dan? Nu, nimic. Hai, ce polițai? Ce? Nu mai vine nimic. O confuzie. Sigur? Da, și-o cumpărat o mașină cu 1000 de euro. Din posibilitățile care le-am avut noi, întotdeauna i-am dat și eu, i-o dat și mamă sa. Când îi dădeam eu, nu știam mamă sa, când îi dădeam mamă sa, nu știam eu, ca părinții care își iubesc copiii, când dau unul fără știrea celuilalt. După ce s-a finalizat activitățile cu percheziții, am început să-l audiem. Spune-mi, ce ai făcut în noaptea de 19 spre 20 ianuarie? Unde ai fost? Acasă, la ei mei. Ce ai făcut în seara și în noaptea aia? Nu știu, nu mai țin minte exact. Poate cineva confirma că ai fost acasă? Da, bineînțeles. În zilele următoare ai cheltuit sume mari de bani. De unde i-ai avut? Eu am fost... El inițial afirmase că a lucrat în sănătate și avea bani. Apoi, când a venit în țară, s-a angajat la un bar, de unde a fost dat afară pentru că a fost găsit furând bani de acolo. Deja a început să contrazică prin faptul că dacă ar fi avut bani din străinătate, nu era nevoie să fure de la bar. Apoi toate sumele pe care el le prezenta în față, inclusiv banii din salariul din România, salariul din străinătate, inclusiv banii sustrași, tot nu se apropiau de suma pe care el a cheltuit-o la lăutar și pe cadourile iubitei sale. În 2-3 zile cheltuise extraordinar de mult pentru posibilitățile lui. Mi-amintesc și acum, eram cu el în birou și calculam pe hârtie câți bani ai făcut, atât. Puneam egal în partea cealaltă, se aduna, a cheltuit mult mai mult decât reușea el să justifice. De
Deci toți banii aceia pe care i-ai cheltuit, acei bani de unde erau? Am avut undeva la 110 milioane bani vechi strânși. Deci ăștia au fost banii. Au costat 1000 de euro mașina și restul lucrurilor care l-am luat. S-au făcut expertize genetice inclusiv la banii care au avut asupra lui. Inclusiv la banii care au plătit în numerar pentru mașini. Cum, ca și când banii de care, cu care el și-o cumpăra mașina sau cu care o cumpăra bunurile care le-o cumpărat, un telefon mobil sau două, un inel de aur la o fată cu care au vorbit, ar fi provenit de la, că se presupune că asta ar fi fost mobilul crimelor. Da, da, toate cheltuielile astea au fost făcute strict imediat după comiterea faptului. Și ce ar fi trebuit să trezească suspiciuni? Sau dacă moare cineva, să oprește lumea? Nu știu, nu mi-aduc aminte exact. După multe ore de audieri, a venit tatălui la un moment dat, se aducă ceva de mâncare și a cerut să vorbească cu băiatul. Vorbeam anterior despre o mașină pe care a cumpărat-o iubitei sale. El nu avea permis. Mașina cumpărată din Deva și a condus-o până la Hațeg. Tatălui credea că el e la poliție pentru că a condus fără permis mașina respectivă. A vorbit cu el, i s-a permis să intre în birou să vorbească cu el și a spus: uite, ce s-a întâmplat, asta e, suntem oameni, toți greșim, mai bine recunoaște, și referindu-se la condusul fără permis. Atunci, neștiind tatăl ce căutam care este noi și care este acuzația și ce am vorbit noi cu el atâtea ore. Și după ce a plecat tatălui, a început să zică: eu am fost, am făcut, și am descris pas cu pas, a și respirat așa, parcă s-ar fi ușurat de o povară, dar eu îl vedeam când vorbeam cu el, că ar fi dat să zică, se uita, avea o privire. Prindeam niște momente în care îl vedeam, că ar vrea să zică, după aia iar se își înghițea un nod care îi se punea în gât. Cele din urmă, după ce a vorbit cu tatălui, neînțelegerea dintre ei, norocul nostru, a început să spună ce a făcut. Te rog să ne relatezi pe scurt modul în care se văd și faptele, traseul, și după aceea o să mergem să ne și arăți în teren. Am plecat de la mine de acasă. În ce dată? În 19 aprilie 2016. Am plecat de la mine. Oră? Am mers pe drumul principal cu mine. Am ajuns de la acasă. Am sărit peste poartă. Am intrat în casă, am pătruns în casă. Am început să ne vorbesc. Am luat banii. Dacă pe traseu s-a întâmplat ceva, ar să o fiți în ghiți, direct. Oprește-te, te rog. Stai, stai. Indică locul pe unde ai intrat. Pe unde ai sărit poartă? Am reușit să facem împreună cu acesta reconstituirea. Reconstituire care a evidențiat anumite elemente care se coroborau foarte bine cu cercetarea la fața locului, cu adică elementele pe care nu putea să le știe decât persoana autorul. Care a fost acolo, exact, autorul. La reconstituire, el a arătat câteva aspecte pe care nu le-ar fi putut ști decât autorul. Da, și vă spun și motivul pentru care a fost așa. Or veni cu băiatul meu și l-a dus acolo și a spus: hai, spune cum ai făcut. Un om care nu a mai făcut niciodată un fapt de genul ăsta, sigur că a rămas blocat în fața porții. La reconstituire, la fel, ne-a dus pas cu pas, a confirmat tot ce am găsit noi cu ocazia cercetării la fața locului, a indicat și cum a intrat și pe unde a sărit mânușa care a pierdut-o el după ce a ieșit, i-a căzut din buzunar. Pe unde ai luat-o? Au existat probe care l-au incriminat în mod direct. Ce probe, domnule? Că l-au luat și l-au dus acolo și l-au ținut două zile fără apă și mâncare și bătut? Alea sunt probe? Și i-au spus: recunoaște! Recunoaște că noi trebuie să dăm un vinovat. Păi cum se poate așa ceva, domnule, dragă? Păi arată-ne cum ai procedat când ai deschis ușa și... S-a întâmplat ușa. Am împins ușa și a ieșit de... Din balamau de jos? Arată-ne cum ai împins-o. Așa? În cadrul reconstituirii,
La momentul pătrunderii în locuință s-a găsit ușa într-o poziție nefirească. Motivul a fost că victimele obișnuiau să-și asigure ușa pe interior ca un gen, un soi de proptă, iar autorul, în momentul în care a pătruns, forțând, a forțat ușa și a ieșit un pic din balamale. Și inclusiv aceste aspecte le-a prezentat la reconstituire. Eu am văzut niște imagini de la o reconstituire, în care tu explicai pe unde ai intrat în curte, ce ai făcut. Ce să înțeleg? Păi, ca să vă explic, să înțelegeți și partea cu reconstituirea. După o corecție aplicată de mascații care au participat la acțiunea respectivă, practic după ce m-au bătut, m-au obligat să recunosc faptele respective. Aici ai umblat pe undeva? Nu. Am fost ținut acolo în sediul poliției Hațeg. Cum ai găsit ușa asta? Așa, mai. Închisă. Neasigurat, necuiată. N-a avut dreptul la toaletă, n-a avut dreptul la mâncare, n-a avut dreptul să iau legătura cu familia mea, n-a avut dreptul absolut nimic. Bătut și așa mai departe. Acum o să te rog să intri și să ne arăți cum ai procedat, unde erau victimele. Fiul meu a fost amenințat, bătut de unul dintre mascați, din grupul care era împreună cu ofițerii de poliție. A fost examinat medico-legal? A fost examinat, dar nu neapărat pentru cauza asta. A fost pur și simplu lovitură în bărbie, care nu s-a văzut. Efectiv, băiatul care l-a executat, o știu ce face. Deci l-a lovit ca să nu lasă semne că așa face. Pentru asta trebuia să faceți o reclamație la parchet, la parchetul militar sau la parchetul competent? Eu vă rog să mă credeți. Noi nu am avut pe cineva cu care să ne putem consulta în momentele alea critice care au fost pentru noi ca și familie. Era, știi care din ele? Elena. Era acolo și cealaltă? Cum erau așezate așa ca poziția? Pe lungul patului, pe lat, pe lung, până acolo. În instanță ți-ai susținut această variantă? Da. Am susținut această variantă, le-am explicat din ce motive s-a dat declarația aceea de recunoaștere, din ce motive am fost dus la reconstituire. Eu eram pe arest, a venit grupa de intervenție, mi-a spus că trebuie să mă duc cu ei. M-am dus cu ei, nici n-a știut, habar n-a avut unde mă duc. M-am dus cu ei și m-am trezit în fața casei unde s-au făcut faptele. Și acolo mi s-a spus să mă duc în stânga, în dreapta, unde mi-a indicat dâns și eu acolo m-am dus. Am dat acolo, am dat aici. Cu ce? Cu tonile și cu aici. Și cu picioarele. Tras după aceea, la picioarele. Și ce ai făcut în continuare? Am tras aerul pe pat și a fost pe pat. Ce? Ce era? O pătură. A. Și era geanta acolo. Pe pat era sau nu? Da. Pe pat. Chiar pe patul? Sub ceva, așternut sau? Sub pătură. Sub pătură? Da. Ele unde erau în timpul ăsta? Pat. Jos aici. Autorul chiar a indicat suma exactă pe care a sustras-o, indicând și poșeta. Cum arăta poșeta? Neagră. De descris-o. De damă? De damă. A rămas surprins să afle că în poșeta respectivă mai era încă o sumă de bani, la fel înfășurată într-o pungă de nylon. Pungi de nylon în care fuseseră și sumele sustrase de acestea, două pungi mai exact, pe care le-a aruncat în casa victimelor și au fost ridicate la cercetare la fața locului. Poșeta avea mai multe compartimente. Mă cred ceva. Și n-ai mai căutat în ea. Da. Aceea e poșeta. Da. Poftim? Era întuneric. Nu ai luminat cu nimic, n-ai aprins bec. Da, în procurare spune că eu am făcut două fapte de omor calificat, două fapte de tâlhărie calificate și am sustras dintr-o poșetă unde se aflau 20.000 de lei. Am sustras 10.000 de lei, restul i-am pus înapoi și am plecat. Am omorât două persoane. Asta susține doamna procurare. În geanta aceea mai existau niște bani. Prin locuință mai existau bani. La cercetare, polițiștii au găsit o sumă importantă de bani.
Oare de ce nu a căutat, dacă tot a făcut ceea ce a făcut? De ce nu a mai căutat și în restul locuinței și măcar în acea geantă? Știi că de multe ori mi-am pus și eu întrebarea. Apoi am înțeles mecanismele care au determinat oprirea căutării. Un infractor ca și el, avid după bani, când pune mâna pe un teanc care pare substanțial, acest lucru îi degenerează o stare de bucurie care inhibă rațiunea ulterioară și, cel puțin pentru un moment, îl asigură că are o sumă de bani, aceea de care intrase să o caute și nu mai merg mai departe. Există însă și infractori care știu care este suma reală deținută și continuă să caute. Cam cât era teancul de bani care ne-a dat? În fața porții victimelor a fost găsită una din mănușile folosite. I-a căzut cel mai probabil din buzunar în momentul în care a sărit gardul. A venit, aveai ceva pe mâini. Mănușă. Și ceva arme, obiecte contundente. Pentru că la reconstituire a arătat exact faptul că a sărit gardul după ce a părăsit locul faptei. Prin acel loc unde exact a găsit exact unde a fost găsită mănușa. Și mănușile? Le-am pierdut. Nu știu, la poartă aici. Dar de unde știi că ai pierdut la poartă? Din câte aminte. Știi că ai pierdut, ori s-a căzut? Nu știu că am căzut jos. Și de ce n-ai luat-o? Ai lăsat așa? Am. Erai speriat sau de ce ai lăsat-o? Mănușile de ce le-ai luat? Să nu am luat. Păi și ai lăsat mănușa acolo. Cealaltă mănușă? Nu știu, am pierdut. Dar acasă ai găsit-o? Nu aveai? Ce ai făcut cu mănușile după ce ai plecat de aici? Am vrut să fac un buzunar la parte. Atunci când ai sărit? Da. După ce am sărit. După ce ai sărit. Consider că oricine era în locul meu și își pierdea mănușa în locul respectiv, era astăzi în locul meu. Oricine era. Cum a ajuns lumea la concluzia că acea mănușă este mănușa ta? A luat cam pe toți băieții de vârsta mea pe atunci, că aveam 20 de ani. Și a luat pe toată lumea și ne-a întrebat. Și eu fusesem înainte cu ceva zile, poate vreo săptămână sau ceva de genul, fusesem la un nene acolo să-l ajut să-i crăm niște lemne. Și m-am gândit, mă, s-ar putea să fi pierdut pe acolo. Cum ai lăsat victimele? De unde erau? Jos? Cam știi care cum? Unde erau? Mai mișcau? Igneau, gemeau, scăteau, tot, țipau? Nu știu, țipau, nu țipau. S-au spus ceva? Nu. Ele te cunoșteau? Nu. Tu le știai de mult? Nu. Știai că sunt infirme și... Ai mai avut de gând înainte sau nu? Niciodată. Să le fur banii? De unde au știut polițiștii că acea mănușă este a ta? Păi m-au întrebat, mi-au arătat poze cu mănușa. Da? M-au întrebat dacă este a mea, i-am zis că posibil. Ori făcut expertiză și... Ori găsit urmele mele pe ea. Mănușă cu care susține doamna procurare că am lovit victimele, în condițiile în care victimele erau pur și simplu desfigurate. Dacă eu loveam cu mănușa respectivă victimele, oare nu rămânea niciun fel de amprentă? S-au făcut expertiză la absolut toate urmele ce s-au găsit. S-au făcut comparație cu mine, nu s-au găsit absolut nimic. Arată-ți de unde ai părăsit locul. Uite aici. A avut un comportament oscilant pe tot parcursul anchetei. A negat comiterea faptei inițial, ulterior, prezentându-i se probele care au fost identificate și ridicate, cu mare dificultate a recunoscut fapta. La scurt timp, din păcate, autorul și-a schimbat declarațiile și a încercat să eludeze tot ceea ce a însemnat anchetă. Ce a încercat mai concret să facă? Să dea vina pe alte persoane, să motiveze faptul că
A trecut prin zonă, dar doar a tranzitat strada, nu a și intrat în curte, motivând că undeva se putea duce la un unchi. Și cum ai escaladat-o? Tot așa sau pe ce ai pus piciorul? Că acolo aveai locul ăla la tablă, aici, tot pe clanță? După câteva zile și-a dat seama ce îi se poate întâmpla. Și atunci a revenit asupra declarațiilor, a început să acuze că a fost torturat, a fost bătut, că a fost obligat de poliție să declare, deși toate declarațiile lui au fost înregistrate video, ne-a condus la o reconstituire făcută cu o foarte mare acuratețe, la fel filmată și înregistrată, după care a început cu tot felul de șicane, că mi-am uitat și pe Ares, că el este un musulman, că vrea să-i se dea meniu de musulman, că și-a schimbat credința. De la o zi la alta trecea la alte stări, încercând să... nu știu ce. Încerca că până la urmă n-am putut să-l înțeleg. Pe drum te-ai întâlnit cu cineva? El a fost mereu oscilant pe parcursul cercetărilor. Inițial nu a recunoscut, ulterior a recunoscut, a revenit asupra declarațiilor, a încercat să acrediteze ideea că alții sunt autorii faptei, motiv pentru care a și fost supus unei testări cu poligraful, pe care a căzut-o răspunzând negativ la întrebările esențiale care se coroborau cu datele din anchetă, cu totul altceva. Ce ai făcut cu bani și cât bani? Stai, vorbește mai tare, nu se văd. O jur, o să le miream. Și pe ce ai cheltuit? În ce bagnote erau banii? De 50 și 100. Cum îți explici că există niște declarații la dosar din partea unora care ți-au fost prieteni la vremea aceea, în care se fac niște afirmații, cum că tu ai fi propus să mergi să... Ok. Știi despre ce vorba? Da, știu despre ce e vorba. Declarații respective, am chemat pe dânsii care au declarat în instanță și instanța s-a sesizat pentru mărturie mincinoasă împotriva lor. Și cu toate astea, aceeași instanță te-a condamnat. Aceeași instanță m-a condamnat. Obiecțiuni cu privire la modul în care s-a făcut reconstituirea. Toate aspectele vor fi consemnate într-un proces verbal. Consider că condamnarea mea este una impusă, este una influențată. Este una influențată deoarece eu am făcut plângere împotriva polițiștilor, împotriva procurorului, împotriva anchetatorilor care au participat la acțiunea respectivă. Și datorită acestei lucruri, eu i-am și chemat în instanță, au fost la instanță la Alba Iulia, au fost audiați, au avut declarații contradictorii între ei. Ce soluție s-a dat în dosar? Se judecă, din câte știu, am un dosar care se judecă și acum, împotriva lor. Și unul mi l-au clasat după ce m-a condamnat. În privința autorului, a fost efectuată o expertiză medico-legală psihiatrică. Care a fost concluzia acestei expertize? Autorul a fost în permanență conștient de ceea ce face. În permanență a știut ce face, nu s-a pus nicio clipă problema să unei eventuale lipse de discernământ. Deci, în afară de declarația de recunoaștere, nu a existat și nu există nici la momentul actual absolut nicio probă care să mă incrimineze. Doar declarația de recunoaștere, care consider că trebuia anulată în momentul în care eu am venit și am spus adevărul. Dom'le, pentru... din motivul următor eu am dat declarația de recunoaștere. Eu, prima mea declarație, a fost declarația reală care am declarat-o în față, că nu am săvârșit aceste fapte, nu am făcut așa ceva și nu știu. Pedeapsa care a fost aplicată de către instanță a fost de 25 de ani de închisoare pentru infracțiunea de omor calificat și 5 ani pentru tâlhărie. I s-a dat un spor de un an și 8 luni, cred că 25 sau 26 de ani și 8 luni a primit în final. Și pe, și pe fondul acestor declarații oscilante, până la urmă. Ce credeți că a dus la această, eu știu, conspirație, până la urmă, ca toată lumea să se îndrepte către el, să-l acuze pe el? Dânsul nu avea o altă pistă. Dar sunt atâtea dosare rămase cu autorul necunoscut. Eu nu zic.
Dar, domnule, cine face așa ceva, o dublă crimă, un dublu omor, trebuie să aibă un declic, trebuie să fie, să nu mai fie sănătos la cap în primul rând. A fost expertizat medico-legal din punct de vedere psihiatric? Da, da. E perfect normal, e perfect sănătos. Nu are niciun fel de problemă mentală. E perfect normal. Dar dânșii nu au avut o altă pistă și au pus vina lor, văzut că e un copil de 20 de ani. Nu consider că o sumă de 10.000 de lei și așa cum susține doamna procurare în cazul de față, nu consider că un om normal la cap, că eu consider că sunt normal la cap din moment ce după 3 ani și 2 luni, o condamnare de 25 de ani și 8 luni, o acuză pentru două fapte de omor, două fapte de tâlhărie, să fiu pus în libertate în societate. Ancheta pe instanță a durat foarte mult. La un moment dat, autorul a fost pus sub control judiciar, deși fusese în arest la domiciliu, iar în final chiar a fost în libertate până la momentul în care a fost condamnat. A fost 8 luni de zile acasă, copilul. Dacă un om, în urma controlului judiciar, un judecător sau judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru care am deosebit respect, și-au exprimat dorința de a-l pune în libertate, dânsii au știut motivul pentru care au fost pus în libertate. Eu nu pot să mi-l închipui care este, dar eu bănuiesc ca părinte și ca un om fără experiență în domeniul judiciar că a fost justificată părerea dânșilor, că l-au pus în control judiciar. Măsura pentru care a fost reîncarcerat, eu nu înțeleg. Se întâmplă uneori ca în procesul judiciar instanțele să decidă și au fost cazuri în care persoane erau bănuite de mai multe infracțiuni și pentru intervale scurte de timp, din motive de procedură, de procedură, alte ori de neînțeles pentru toți cei care au lucrat în dosar, anumiți inculpați au fost pus în stare de libertate. Este adevărat că o asemenea măsură vine în sprijinul ideii că va fi bine pentru fiul lor. Cei mai mulți dintre acești părinți care speră, gândindu-se că ceea ce fiul a făcut e posibil să nu fie atât de grav sau nu cu consecințe atât de grave și instanța își permite să-i pună în libertate. Eu sunt un om foarte direct și dreptatea pentru mine e mai presus de orice. Pentru mine, dacă era vinovat, nici nu mă uitam la el. Ca la un câine, așa ar fi meritat soarta. Dar e nevinovat. Și atunci eu, ca părinte, mă văd pus în genunchi că nu pot să fac nimic pentru el. Un părinte spune așa, voi fi alături de tine, indiferent ce s-ar întâmpla. Dar, în contextul în care există dovezi indubitabile, care în afara oricărei dubiu, dovedesc implicarea, în cele din urmă și-au constatat că după câțiva ani de încarcerare încep să accepte această situație într-o formă tacită, apoi explicită, pentru că este un proces traumatic pentru ei înșiși pe care ei trebuie să-l accepte și să-l depășească ca să poată să trăiască mai departe. În cele din urmă, nu este fapta lor. Cum a intrat pe ușă? Forța prima ușă? O împins-o? Cu mâna? Cu mâna? Cu mâna? Era blocat, era... Era ceva pus după ușă. Nu știi ce, n-ai văzut. Ok. După aia? A luat ușă doar. În 2019, în 8 februarie, am fost pus pe măsura controlului judiciar. M-am întors în sat, am fost primit foarte bine. Deci nu am cuvinte să spun cât de bine am fost primit. E o libertate când am fost pus, am muncit, mi-am făcut familie. Nu consider că sunt un om care am probleme la cap. Spuneai că te-ai căsătorit, nu? Da. Ai și un copil? Am și o fetiță. Câți ani are fetița? 2 ani jumătate. 2 ani jumătate. Copilul meu, între timp, are familie. Are un copilaș, are soție. Copilul meu nu a reușit să-și țină copilul lui în brață. Are copilul lui 2 ani și 2 luni de zile și nu l-a ținut niciodată în brață. Copilul lui nu l-a văzut pe tata lui decât prin geam. Am intrat înăuntru, l-am lovit. El unde e la ușă? În pat. L-am lovit. Nu reușesc să mă împac cu ideea și nu o să mă împac niciodată. Și o să merg până la capăt, cât o să pot de mult, să demonstrez că nu am făcut lucrurile astea și vreau să plătească cine au făcut, vreau să plătească anchetatorii care m-au anchetat, care s-au comportat în așa manieră, încât eu să ajung aici. Am și făcut la CEDO, așteptăm un răspuns de la CEDO, să vedem ce zice, au trecut deja 2 ani jumate, cu siguranță o să vină cât de repede răspunsul.
De unde era bani? Din geantă, că era bani. De ce e geantă? O geantă neagră. De piele. Dimensiune de vreo 25 metri. Unde era? În parc, lângă. E foarte greu să mă obișnuiesc. Nu mă obișnuiesc niciodată și nici nu o să mă obișnuiesc vreodată cu ideea că eu o să rămân aici și o să fac plata pedeapsă pentru ceva ce nu am făcut. Mie mi-e foarte greu să-i spun fiului meu, tată, copile, deși nu ai făcut fapta asta și eu știu foarte bine că nu ai făcut-o, rămâi totuși aici. Cum pot să doarmă liniștit știind că un suflet de copil nevinovat e închis? Banii cum erau, banii în ce erau. Într-o pungă de plasă. Nu e normal ca cineva să plătească, fiind nevinovat, să stea într-un loc atât de rău, cu atât de multă lume vinovată. E absolut dureros să știi că nu pot să fac, eu cel puțin ca părinte nu pot să fac nimic pentru el. Ce pot să-i spun fiului meu, știind că este nevinovat, să-i spun, ai tati răbdare că trece 25 de ani ca mâine și poate eu nu o să mai fiu. Când ai să vii tu, poate eu nu o să mai fiu în viață. Deci eu nu mai pot numi părinte. Un părinte e cel care poate face ceva, poate ajuta copilului, poate să-l salveze dintr-un necaz. Mă văd complet și din postura de părinte. Asta e ceea ce simt. Bun, în poșetă mai erau lucruri? Mai erau, copa. Tu ai luat fișicul ăla și n-ai mai căutat în poșetă? Prietena ta a mai discutat cu tine? Nu, nu am mai vorbit atunci. Mi-a trimis, cred că, două scrisori când am fost pe arest, în 2016, și cam atât. N-am luat legătura cu ea nici când am fost acasă, deci nu mai avem nicio treabă. Deci, concluzia dumneavoastră este că fiul nostru este nevinovat. Categoric, da, și s-a demonstrat lucrul ăsta. S-a demonstrat. Nu cred că s-a demonstrat atât timp cât el este în penitenciar condamnat. Da. În ce sens s-a demonstrat? Eu rețin ideea mea și merg în continuare ca să duc mai departe chestia asta. Am făcut plângere la procuratură, am făcut sesizare la procuror, am indicat pe cineva care ar fi, după mintea mea și în ideea mea și în mintea mea, ar fi imediat beneficiarul tuturor lucrurilor care au aparținut victimelor. Că un mobil ar fi trebuit să fie. Cine credeți că ar fi putut comite această faptă? Aveți vreo bănuială? Da, am o bănuială care mi-am exprimat-o în fața parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, am scris. Puteți să nominalizați persoana? Nu doresc să nominalizez persoana pentru că apare în spațiu public. E doar părerea mea personală. Nu vreau să greșesc să... Sora cea mică și-a învins frica și a decis să locuiască în casa părintească, adică exact locul în care surorile sale au fost ucise cu bestialitate. Acum aici stați cu cineva sau stați singură? Singură stau, singură. Cu Dumnezeu. S-a liniștit apelii. Păi l-a arestat pe copil, își face condamnarea, ele sunt pământ și cu asta am terminat. După ce poliția a terminat cercetarea aici și a desigilat casa, v-au fost restituiți niște bani? Nu, au fost duși la Deva. Mi-o dat numai după 4 ani, după 3 ani și jumătate, 4 ani. Dar până la urmă vi-a dat? Mi-o dat, dar... Mulți? 1.200.000. Ei au trebuit să le împărt cu 15 persoane. Nepoți de la frații noștri au fost. I-am împărțit cu ei. Nu s-a contat că eu am umblat pe drumuri, că eu am umblat prin judecăți, că eu am cheltuit cu mormântarea, cu toate problemele. Nu m-a ajutat nimeni cu un leu. Când au fost la bani, mi-e întrebă cașcavalul, mi-e întrebă banii, mi-e să-mi dai dreptul meu. Veneau și săreau pe mine, ba prin Deva, ba prin Alba, săreau să le dau banii. Vai șamar de capul meu! Cruzimea de care a dat dovadă autorul te lasă fără cuvinte. Cele două surori au agonizat multe ore înainte de a muri. Nu au putut cere ajutor tocmai din pricina problemelor medicale pe care le aveau. Faptul că apelau aproape zilnic la ajutorul celor din sat pentru a rezolva problemele gospodărești
le-a transformat în niște ținte pentru infractori. Aproape toată lumea știa că au bani. Ori de aici, până la crimă, nu a mai fost decât un singur pas. Crâja pe care o puneau noaptea drept proptea în ușă nu a fost eficientă. Dacă vă aflați în aceeași situație cu cele două surori, situație de vulnerabilitate, nu neapărat să aveți aceleași probleme de sănătate, este bine să verificați dacă aveți un sistem de blocare a ușii eficient, dacă geamurile pe timp de noapte sunt închise și mai ales dacă locuiți la curte, prezența unui câine în ogradă este descurajantă pentru eventualii infractori. Orice astfel de măsură poate face diferența dintre viață și moarte.